Se vor face investiții importante în Comuna Mândra în următoarea perioadă. Reprezentanții primăriei au depus mai multe proiecte prin care își doresc să atragă în comună sume importante care cu siguranță vor contribui la dezvoltarea comunei. Potrivit viceprimarului Emil Moraru, se dorește reabilitarea clădirii primăriei Mândra, dar și instalarea unui sistem de monitorizare camere video. Un sistem de monitorizare camere video în valoare de 1.800.000 de lei. Un alt proiect tot în valoare de 1.800.000 este reabilitarea clădirii sediului primăriei, pentru că are deja 20 ceva de ani și n-a fost reabilitată deloc. Vrem să încercăm să o reabilităm și pe aceasta. Plus un centru de colectare de deșeuri în valoare de 3.800.000 de lei. Este o platformă industrializată în care lumea poate să vină să depună deșeuri voluminoase, care nu le ridică firma de salubrizare la momentul acesta. Și mai avem un proiect depus. Sper că se va semna contractul în cel mai scurt timp pentru achiziționarea unui buldo, excavator, pentru că la fel utilajul care îl avem acum, buldo excavatorul, este destul de vechi și la orice lucrare se tot strică câte ceva la el. Am găsit o finanțare prin care să achiziționăm unul nou și așteptăm să semnăm contractul de finanțare pentru el. Cam astea sunt proiectele noi. Proiectele vechi sunt în derulare, sperăm să le finalizăm și să începem proiectele noi care ne-am propus să le facem pentru Comuna Mândra.